Asculți Jocul Vieții la Radio Teranova. Pași spre cunoaștere. Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții la Radio Teranova. Numele meu este Alina Alexandra Dobrescu, sunt terapeut teta Healing, autor și pictor intuitiv. Astăzi o am ca invitat în studioul nostru pe Ramona Cuciu. Bună! Bine te-am găsit, draga mea, bine ai venit! Bine te-am găsit, eu pe tine! Așa este, Ramona este programator și pilot de parapantă, așa e, este o persoană foarte dezinhibată, dar care nu a fost dintotdeauna așa și tocmai de aceea astăzi o invit să ne povestească despre cum și-a găsit această pasiune pentru sporturile extreme, aceasta fiind și tema noastră de astăzi, pasiunea pentru sporturile extreme. Spune-mi, te rog frumos, pentru început, cum ți-ai descoperit pasiunea asta, ce te-a împins către sporturi extreme, către a sări cu parapanta și parașuta și alte activități de genul acesta? Um, pasiunile astea nu au fost din totdeauna, adică nu am nici nu am avut un exemplu să spun că am admirat pe cineva care făcea lucrurile astea, nici nu prea aveam acces la ele neapărat. Um, când am împlinit 30 de ani, am vrut să-mi fac eu mie un cadou deosebit, și atunci mi-am cumpărat un voucher la un salt cu parașuta. Și, și acum îmi amintesc că mi se părea așa un pic, adică cred că cel mai extrem lucru pe care îl făcusem până atunci era să urc până la etajul 5 pe scări. Sau da! Nu mai este deci exact absolut nimic. Ce. Nimic, pentru că mi-e și foarte frică de înălțime, în continuare. Mi era foarte frică de apă, nu știam să not nu mersesem, am mers cu bicicleta, cred că în copilărie, ultima oară, n-am mers niciodată cu rolele. Drept urmare, nu era, adică am zis, ok, bun, poate, după ce mi l-am cumpărat, am avut așa o pasă din asta de entuziasm. Pe urmă, eram, aveam un pic niște gânduri din astea, cred că am mușcat un pic cam mult, dar fusese destul de scump pentru posibilitățile mele materiale de atunci. De acum 10 ani s-a întâmplat exact asta. și cumva după ce dădusem toți banii ăia, mi-a fost cam greu să renunț și să zic nu mai că așa, drept urmare m-am dus uh, și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. Mi-a plăcut foarte tare, așa de mult mi-a plăcut, încât am întrebat imediat după dacă aș putea să fac un curs, ceva, ca să sar singură. Și băieții mi-au zis că da, mi-au trimis și o ofertă, dar, tot așa, cumva mi s-a părut mult pentru ce puteam eu la momentul acela să, ca buget. susțin financiar da. și am zis, ok, bun, poate că asta nu, hai să mai încerc altceva și chiar pe vremea aia era foarte la modă un site, se chema Grupon. Mm -hmm. da, a la noi site-ul Cu poane tot așa. Exact. În și erau, mai erau și alte vouchere la tot felul de chestii și am zis, bine, haide să mai încerc, mai au alte chestii, nu știu, o parapantă. Atunci mi-am luat parapantă, mi-am mai luat un, o încercare de scuba dive. Um, deci tot așa, fiind, frică de înălțimi exact. și neștiință noții, te exact Și am zis, hai, mai încerc niște chestii <coughs> Și am fost cu parapanta, am fost la Brașov și am zburat cu moto parapanta. Am zburat cu cineva care m-a dus să zbor deasupra cetății Râșnov Și oh. pentru că eu sunt mărunțică și ca greutate micuță Um, am zburat foarte mult, deci foarte, foarte mult M-a dus până deasupra cetății, m-a plimbat, m-a întors Și atunci am făcut o poză, în fine, că în general la activitățile astea când mergi în tandem Se fac poze, da. filme pe care le primești ca suvenir Și făcusem câteva poze Și chiar în anul ăla, cei de la Guardian au făcut un concurs de uh, anul nou în care, în fine, rom intrase România, în UE, na, 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 începuse toată această discuție că, mamă, o să plece românii, o să se umple de români în Marea Britanie. Și au făcut un concurs cu ce lucruri frumoase din România te-ar împiedica să pleci de tot din țară. Ah și așteptau poze, filme de la români. Și au, a fost un concurs de fotografie în principal și știu că au fost foarte multe poze trimise, uh, iar ei au uh, selecționat 10 pe care le-au pus într-un articol și una din cele 10 a fost o poză de-a mea, din parapantă, deasupra cetății Râșnov. Wow. Și mi-a plăcut foarte tare zborul ăla și știu că am întrebat atunci cât ar fi, că eu la toate întrebam. Cât, cât ar fi cursul? școala? Tu făceai odată o <laughs> da, încercare e, da, și apoi vrei direct școala. Exact, eu voiam școala la toate. Și știu că mi s-a părut mult mai ca preț mi s-a părut mult mai decent, acceptabil, acceptabil pentru cât aș fi putut eu atunci să dau și am zis ok, asta este foarte bine și am încercat în anul ăla și să fac scuba, dar a fost o încercare puțin eșuată, eșuată. început. <laughs> <laughs> pentru că noi mergem așa ca orice necunoscător când mergi undeva la sporturile extreme am văzut chestia asta foarte des la oamenii care vin să încerce nu îi dai credit celui care, cu uh -huh, care ești. Uh -huh. uh, cumva omul ăla spune, nu știu, bate vântul prea tare sau este marea prea agitată sau și. Nu uh -huh. zice lasă că zicem, nu știi tu. că am venit mă. de la București pentru asta, chiar ce, așa, uh -huh. adică vântul ce. Exact. <laughs> și am fost în vamă. Uh, să mă scufund, domnul care s-a scufundat cu mine mi-a spus că este târziu, era târziu, era a sfințea soarele și că nu o să fie o experiență foarte plăcută pentru că deja se întunecă și nu se mai... Vizibilitatea este oricum în Marea Neagră, vizibilitatea este proastă, dar vizibilitatea nu o să fie grozavă și adunând faptul că eu nu știam să not, că mi-era frică de apă, să nu văd nici nimica, ar fi fost chiar... Pachetul complet. Dar eu... Eu venisem de la București pentru asta. Da și drept urmare am zis nu se poate, no. nu mă duc acasă până când nu facem asta până și... nu faci scufundare. exact și instructorul a zis ok haide, mergem și mi-am și acum a durat cred că 10 minute au fost cele mai lungi 10 minute ale vieții mele um, nu cred că am fost niciodată așa de speriată și la un moment dat credeai că au... te negi? nu, eram aveam, nu vedeam nimic sub apă nu-mi dădeam seama încotro mergem deși omul m-a ținut de mână non-stop, adică tot timpul m a, Era m -a ținut de el și n-aș fi putut să pățesc nimic pentru că oricum scufundările astea de început sunt la Supravenit. până în șase metri deci nu ai, chiar nu ai ce păți, dar um, eu eram îngrozită deci efectiv îngrozită, cred că și dacă aș fi știut că sunt într-un lighean cu apă aș fi fost da. îngrozită și știu că la un moment dat a vrut să-mi dea puțin drumul de la mână să-mi facă o poză și eu am făcut așa un semn nu, 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 nu și el a zis bine și doar m am pins un pic dar mă ținea în continuare de mână și cumva mi-a făcut o poză din care nu se vede mâna lui da. iar eu fac așa un semn de ok cum că mă și simt foarte super. bine <laughs> și de fapt groaza era <laughs> exact. la și -am a fost horror dar uh, uh, da, a fost horror din vina mea. Deci eu, îmi, eu sunt 100% De vinovat. Deci a avut dreptate -a că apa marea era agitată. Da, marea nu era foarte agitată, dar faptul <coughs> că se lăsase deja întunericul, se lăsa întunericul, nu mai vedeai nimica și era... Da. da era practic, deja seară și Exact, nu... practic toată experiența pe care ar fi trebuit să o am, eu n-am avut-o, că nu mai aveai ce să ai la ora aia? Bun. Nu aveți lumină, tre lanternă sau ceva pe sub bine, dacă ai fi făcut o scufundare la... de noapte, ai fi avut lanternă, mm -hmm. dar noi am plecat undeva pe Că zi. era a, pe exact amurg, știi, și atunci nu. Așa. Bun, și am zis nu. Asta, clar. S-a tăiat de pe lista de sporturi extreme asta, nu. Am mai fost la cățărat în anul ăla și mi-a plăcut cât de cât. Am. Așa, a fost binișor um, Nu știu, au fost așa, o listă de mai multe chestii pe care le-am încercat, dar dintre. Toate, um, mi-a plăcut foarte mult la parapantă. Și -a ales să urmezi mult. cursul de pilot. Și am zis ok, cursul de pilot, cât durează, instructorul de la Brașov cu care am vorbit, pe care îl cheamă Ferie și pe care îl salut, și de pe salutăm. care îl iubesc foarte, foarte, foarte Feri. mult, da. Mi-a zis. Și eu abia aștept să, mă, să merg cu parapanta cât mai curând. Adică, la prima E o experiență acum, foarte frumoasă, este într-adevăr. Și Ferii fiind un pic mai mare decât mine, și așa, cu el are întotdeauna, cu toți elevii, are o atitudine de tată da. protectoare um, foarte protectoare. Cumva mi-a oferit sentimentul ăsta de siguranță, că totul e în regulă, nu știu ce, și. Lucrurile merg oricum, merg așa, în, pal, mergi în ritmul tău, nu e ca la școală, unde toți trebuie să ajungem într-un punct în același moment. Și mi-a explicat, uite, vii, școala durează, poate să dureze până la 2 ani, în funcție de cum ești tu confortabilă. Ideea la școala de parapantă este că tu, ca să poți să-ți iei acea licență de pilot, Trebuie să îndeplinești niște criterii. Trebuie să ai un număr de ore de zbor, trebuie să faci un număr de ore de teorie, trebuie să înveți meteorologie, tot felul de lucruri, și pe urmă dai un examen, atât teoretic cât și practic, și dacă îl treci pe acela care, în fine, cel puțin cel practic are, sunt niște probe în care trebuie să se vadă foarte clar că stăpânești foarte bine și noțiunile teoretice, noțiunile teoretice și... teoretice și, și că înțelegi aerul și că înțelegi mediul în care zbor și că înțelegi ce se întâmplă cu parapanta da. ta și așa mai departe. E, după ce faci chestia asta, e acea licență care îți oferă dreptul de a zbura oriunde singur. Deci nu mai depinzi Oriunde de la nivel internațional? Da, exact. Ei, și Uh, la mine lucrurile sunt mulți oameni care vin, intră în școală și fiind foarte talentați și destul de, cum să spun eu, lipsiți de teamă, uh, lucrurile la ei merg foarte repede, adică ok, vin, uh, prima, prima etapă lucrezi cu parapanta la sol, înveți uh, să o ridici deasupra capului, să mergi cu ea sau nu știu ce la ala și cumva trec prin etapa așa foarte repede, adică învață cu parapanta la sol foarte repede, pe urmă învață să facă decolări aterizări foarte bine, pe urmă foarte repede ajung să facă zborulece mici și pe urmă ultima etapă este când încep să zbor de la munte și cumva sunt oameni care în câteva luni, 4-5 luni, ajung să până în această ultimă etapă și sunt totul merge așa. Ui, da, lind. e, la mine a durat cam 6 luni până când am avut cu curaj să decolez primul oară de pe un deal micuț. Da? Pentru că tot timpul îmi imaginam, ok, dacă n-am să decolez bine, la paravantă trebuie să alergi un pic ca să pleci de pe da. deal. Deci alergi un pic și la un moment dat te ridici în aer. E, și eu tot timpul îmi imaginam că am să alerg și am să mă împiedic și am să cad cu dinții de deal. Uh -huh. Și asta era cumva în mintea mea, se formase această imagine foarte clară a primei mele de decolări în care îmi voi pierde cu, cu dinții din, din față. Și deși instructorul te vede și își dă seama dacă ești sau nu pregătit să faci ceva da. și el îmi tot spunea, haide că ești ok, te miști bine, ar trebui să încercăm, nu știu ce... N-am avut curaj, de șase luni mi-a luat asta. După care, cred că mi-a mai luat vreo patru luni să-mi fac curaj să zbor de la munte. Și cumva, de zece uh, luni în total. Până da, și cumva, de uh, 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 împinsul de pe munte a fost faptul că venea iarna. Și parapanta e un sport pe care poți să-l faci în toate cele patru sezoane. Adică, singurul lucru care te oprește este dacă bate vântul foarte tare. Sau dacă plouă. Asta sunt două lucruri când nu poți zbura, da. dar în rest nu contează. Că e frică, că e cald, că nu contează. Da. Ei, dar vine iarna. Și el a zis, cumva mai iarna, dacă nu zbor de la munte, de pe deal nu mai ai ce zbura, că pe deal trebuie să urci cu parapanta în spate, până în vârful dealului. Și de acolo o să alergi și să zbori. Și iarna, pentru că este frig ai plecat de pe deal, ai aterizat în 10 secunde. Și pe urmă, putelegi. exact, și pe urmă, iarăși, trebuie să urci o jumătate de oră până în vârful asta, dealului stariu. și să mai zbori 10 secunde. Și nu face nimeni asta. Adică, e cumva un, Da. O muncă sisific. sisifică, exact. E. Și mi-a zis, dacă n-ai să zbori de la munte, cum ai să pierzi tot farme trenul ăsta, ăsta da. și o să fie nevoie să așteptăm până la primăvară. Și atunci cumva asta m-a, m-a convins că bine, hai, exact. Și am, dar la mine a durat cam 2 ani până mi-am luat licență. Cam 2 ani pentru că erau toate aceste frici cumulate. Adică și cât de des făceai cursul? Mă duceam săptămânal. A, deci mă duceam timp săpămânal. de 2 ani te-ai dus săptămânal oricum. Da, în fiecare weekend. Dar erau, la început, panica mea era atât de mare, că eu, eu voiam să fac asta, dar mi-era Și așa nu te lăsai frică. totuși. Încât urcam în mașină să plec la Brașov și tot drumul mă gândeam că mi-aș dori din tot sufletul să bată vântul tare, tare, să nu pot să zbor. Deci eu nu spuneam că nu vreau să merg la zbor. Eu spuneam că aș vrea să se... cumva universul să mă împiedice să zbor. Adică nu, voiam să fie altcineva de vină, da, nu da, eu. Da. Ei, și erau... Și erau Panicile astea total iraționale, pentru că multe dintre ele chiar erau chestii ok, că nu știu, te tem să cazi. Dar te tem să cazi într un anumit context în care chiar ai putea să cazi. Exact. Dar la mine erau că asta, te duci pe am să vârful mă... unei exact, și am pe vârful Exact. am să mă împiedic și am să cad în cap sau am să-mi rup mâna, făcând nu știu ce. Adică multe dintre ele nu aveau nicio legătură cu realitatea, ci pur și simplu creierul meu încerca să mă convingă că e o idee proastă, ceea ce nu era și n-a fost. Și, drept urmare, după 2 ani, când în sfârșit mi-am dat licența, cred că eram printre cei mai safe piloți. Că eu nu și nici acum, eu nu zbor dacă. Bate vântul mult prea tare Dacă nu s-au aliniat planetele Nu știu ce ordine da. Adică la mine e o listă întreagă de lucruri care ce deci, evaluezi înainte de a exact. sări cu parapanta Eu, dacă a... eu zbor, să este clar că este Cea mai sigură zi de zbor uh, de pe, din, 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 întreg, din întreg sezonul Că altfel nu e așa Deci toată lumea mă folosește Pe post de etalon da, de, de da, siguranță de. Uh, Și um, asta a fost Și după aceea, cumva, m-am gândit um, că poate cumva așa au trecut ani și începusem să zbor și eram bine și zic, mai poate asta cu, am început să am așa niște amintiri un pic romanțate ale experienței mele la Marea Neagră, știi, cu scuba diving -ul. Oh. și zic, poate cumva tot eu sunt de vină, cred că am abordat un pic greșit panica mea de apă. Că... Încă nu știai să noți. Nu, da, nici acum nu știu. <laughs> Deci, eu, știu pot, eu e un not foarte bine dacă nu mm -hmm. este nevoie să înaintez în apă până unde nu mai ating cu picioarele jos. Ah! Deci eu cât știu că aș putea să ating cu picioarele jos, să nu excelent. Da. Până, până când, adungi. Până când simți că nu mai e pământul sub picioare de și zic. de acolo nu mai știi să Acolo not. nu mai știu să not, gata, s-a terminat. E panică, e ceva Deci este, este de, -a și de fapt -a știi, ai știi, păi, dar ți-e frică. Moment ce, da, din moment ce pot în o taul, e clar. unde da, probabil e clar, că același și la apa mare, dar creierul da, meu nu da, da, își da. face așa niște, sau au legat sinapsele într-o modalitate. Deci de ce ai apucat de scufundări și ai făcut? Da, și am zis, măi, ok, hai să vedem cum, probabil că dacă m-aș duce la piscină, că sunt în București, sunt mai multe cluburi care încep cursurile de scufundări de la piscină. Te duci la piscină, îți dau echipamentul, îți explică niște lucruri în piscină, faci niște exerciții în piscină și când ești confortabil acolo, da. Pleci la mare și faci acolo scufundările. Da. E. În mod normal, acest ești confortabil înseamnă o ședință de scufundări la piscină. Adică, cei mai mulți oameni vin o ședință la piscină și în ședința aia învață tot ce nu au nevoie scufunde. ca să meargă la mare. Eu am fost de 10 ori. <laughs> primele două dăți, și acum îmi amintesc plină de amuzament, că primele două dăți au fost. Am încercat să îi arăt instructorului că știu să not. Deși nu era adevărat. <laughs> nu, că eu fel. Am și putut să not în piscină, adică nu era o problemă, dar când el mi-a spus că piscina are 3 metri într-un capăt, eu am zis a, nu, că eu la 3 metri nu pot să not. <laughs> păi și unde? Doar aici, la un metru jumate pot să not acolo, la 3 metri nu. Și el a zis, îmi pare rău dacă nu pot să not. În toată piscina. <laughs> în toată piscina, adică dacă nu pot să-mi demonstrez că pot să faci o lungime de piscină, eu nu pot să te înscriu la curs. Adică era... Și cumva mi-a luat două ședințe să se arăt că aș putea să în o tur tură de piscină, pentru că nu aveam curaj să-mi dau drumul la mână de pe marginea piscinei. Mă uitam și vedeam că sunt 3 metri și efectiv eram împietrită de frică, deci terorizată. Și îmi amintesc că veniseră, amintirea mea de teroare era, este potențată <laughs> de faptul că era un cuplu care venise la piscină cu fetița lor care avea 4 ani, era îmbrăcată într-un costumaș de scuba diving roz. Și acum îmi aminte. -am și avea o butelie foarte, foarte micuță de oxigen. oxigen. Și, în fine, nu-mi dau seama dacă efectiv făcea scufundări, sau se prefăcea că face scufundări, sau era așa o chestie de joacă. Um, oricum cert e că fetița aia a plâns că nu vrea să iasă din piscină, în timp ce eu plângeam că nu vreau să intru <laughs> și era 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 um, cred că un era moment un, moment un moment foarte dar era un moment foarte penibil. Dar după două ședințe am zis ok, bine și uh, am început să fac exerciții Deci ai la notat piscină. până la urmă în 3 la trei 3 da, metri adâncime. Am dâncime. notat, da, să arăt că pot și a fost ok. Și um, Dar nu te întreba instructorul de, de ce mai vii? Uh, nu, pentru că instructorii unde am fost erau foarte oamenii în general la sporturile astea extreme sunt foarte înțelegători pentru că ei lucrează cu frica ta adică toată lumea știe sunt că toată lumea care pornește vin, de la asta exact, Sunt puțini oameni care vin și sunt foarte confortabili, zic ok, eu nu am nicio panică, sunt Mm -hmm. um, și ei știu că tu vii cu niște frici pe care vrei să le depășești și pe care trebuie să le depășești. Și atunci, cumva, um, cu cât um, exersezi mai mult, cu atât fricile respective dispar, da. pentru că tu îți dai seama că El tu ești stăpân pe situație, că ești în siguranță și. Și fiecare în ritmul lui. Exact. Și atunci ei aveau toată răbdarea din lume ca eu să. Da, mai ales că vedeau că îți dorești, mele. asta e exact. esențial. Și cumva, când am terminat cele 10 ședințe da. am fost la Eforie Nord și mi-am făcut scufundările pentru brevetul de scapandru și ai brevetul de scafandru da, de... Și am zis, oh, mie brevetul de scafandru Era ce-mi E o chestie ca, pe care nu am nevoie să o upgradez Că la scufundări poți să faci un upgrade Adică, ok, la început când îți iei primul brevet Poți să mergi până la, nu mai știu exact 15 metri sau o chestie de genul ăsta Apoi, pe măsură ce Faci advanced, master, la la, la Poți să te scufunzi din ce în ce Mai, mai adânc. adânc Și chestia asta are niște avantaje Că la început e vezi crești, diferite lucruri mai frumoase Da, exact, vezi niște pave, vezi, mai vezi, Vezi niște peșteri, vezi niște, poți să faci scufundări de noapte, de exemplu, unde vezi alt fel de viață marină, care e ziua exact. doarme. Așa, da, da, da. și eu la început am zis că n-am nevoie. Adică, asta primul suficient, ce poți să vezi mai mult. Dar cumva, pe măsură ce te scufunzi, um, vrei mai mult. Vrei mai mult și, de exemplu, instructorul cu care eu am făcut foarte multe scufundări, pe care îl cheamă Alex... Uh, și care cam de aceeași vârstă cu mine, da, care are tone de experiență la scufundări, nu ca mine El, tot la fel, e un om foarte axat pe siguranță E prudent, și, adică ține cont de multe Da, mâncă. și cumva la sporturile astea contează foarte mult să ai încredere în cineva care poate să spună Da, uite, acum e bine Dar, Cel puțin la început când tu încă nu ești în stare să evaluezi, să evaluezi foarte singur, bine da. mediul și um, riscurile și tot. Și factorii. dacă e cineva care spune, uite, acum ne putem scufunda, e tot ok. Sau, ok, pare că bate vântul foarte mult, că mare e agitată, dar de fapt nu e chiar așa, știi? Adică e mai mult panica ta cea care amplifică. amplifică, lucrurile. Și el a fost foarte... El întotdeauna știe să pună problema când vine vorba de scufundări și el m-a făcut să-mi doresc mai mult de atât, știi? Și cum, la ce nivel ai ajuns acum? Uh, acum sunt advanced la scufundări, am văzut niște pave senzaționale în toată lumea, deci am m-am am scufundat la Marea Barieră de Corali, uh, m-am scufundat în Grecia, în foarte multe lucruri, locuri, am fost deci în. Deci, am ajuns Lucie, în oceane fost și în Dubai, chiar și în oceane, în mările. Da, în mările. am văzut lucruri extraordinare, am văzut peștere, am făcut scufundări de noapte și mi se. Deci, eu, recomandarea mea. Sinceră. Și eu mi-aș dori, deci, mai ales acum că vorbim de primul lucru, e mă duc să mă interesez. Da, și de în Marea Neagră de sunt niște epave din al doilea război mondial, senzaționale, absolut senzaționale. Deci ai ce vedea și la noi, deci nu se pune problema. N-am ajuns la ele pentru că e nevoie de un nivel peste, peste ce am eu și ar trebui să Unde mai... ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut în Egipt. Cel mai mult mi-a plăcut în Egipt pentru că reciful în Egipt este încă într-un stadiu exact, într-un stadiu extraordinar de bun față de alte zone ale lumii. Nu este încă albit, nu este încă distrus. Și ai văzut pești, că... cum vedem pe internet, tot felul de foarte exotic. multe lucruri. Deci, efectiv, te scufunzi în Egipt, într-o altă lume, practic. Ești ca și când te-ar fi aruncat cineva într-un acvariu din pet shop. Exact așa. Așa e de plin de da? pești. Deci, oriunde te uiți, sunt pești, broaște, țestoase, delfini, de toate. Deci, și deci, în lumea subagvatică. Absolut senzațional și chiar e Chiar o recomanzi, recomand, da? Am. Deci, recomand oricum Chiar să mai facă mi ai trezit asta. interesul foarte tare în privința asta. Da. Ar mai fi pe lângă scuba diving pentru care ți-ai luat deja atestat și toate diplomele, adică, sau cum se numesc în, da, în, în fi, licențele, se brevet, brevet. brevetul. De asemenea, pentru pilot de parapantă, ar mai fi și motocicleta, nu? Moto, da. Pasiunea ta pentru motoare, dar o să vorbim o, într-o ediție viitoare. Ok, așa. așa, așa, viitoare, așa. Că deja s-a încheiat emisiunea și chiar despre asta că te aștept să vorbești, că și acolo sunt foarte multe lucruri interesante de povestit din experiența ta. Și uh, vă mulțumesc și vouă tare mult că ne-ați fost alături în această seară. Vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții aici la Radio Terra Nova. O seară minunată în continuare. Seară bună!